Ministerul Energiei a alocat fondurile necesare pentru plata salariilor restante la mina Crucea, așa că minerii au încheiat protestele de la București și s-au întors la muncă. Aceasta nu este singura noutate. Mina Crucea are un nou șef. Fostul deputat în mandatul 2012-2016, Cezar Cioată, este noul director al minei. În noua sa calitate, Cezar Cioată a declarat că mina Crucea are licență de exploatare până în 2020, ceea ce înseamnă că nu se va închide în ciuda speculației. Directorul, care a fost alături de minerii protestatari la București, a spus că speră că de acum înainte urtacii își vor lua salariile la timp. Cezar Cioată a mai spus că își dorește să iasă la pensie de la mina Crucea. Până în decembrie anul trecut, Cezar Cioată a fost parlamentar, acesta trecând pe la mai multe partide și oprindu-se în final în PSD. Până la sfârșitul săptămânii trecute, Cezar Cioată era șeful departamentului electromecanic de la mina Crucea, la care sunt angajați 348 de oameni.